Este vorba de două medicamente antivirale care au fost folosite cu succes, care au dat rezultate, se pare, bune. Noi am folosit acesta din Federația Rusă, care a fost adus prin finanțare de către domnul Gigi Becali și îi mulțumesc din nou, pentru că a fost un medicament extrem de bine primit, extrem de bine tolerat și care este situat exact în nișa care nu era acoperită, adică pentru formele ușoare cu factori de risc și formele medii. Astfel încât este un medicament care a pătruns și pe piața noastră, sigur, cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului din România, și care ni l-am dori în continuare să fie prezent.